Nebănuite sunt căile domnului după ce a absolvit specialitatea design vestimentar la Centrul de Excelență la noi în capitală, Adriana Cojocaru s-a mutat în Anglia, iar împreună cu soțul ei și-au deschis o afacere legată de acest domeniu. Iar mai nou, moldoveanca noastră a câștigat și titlul Designerul Anului la categoria rochii de mireasă în Anglia Centrală. Curios așa, haideți să descoperim povestea lor! Provin prin niște rădăcini artistice, bunelul meu fiind pictor, da, și picta chiar și biserici, era foarte talentat. La urmă urmei, sora mea, la momentul actual când am decis să îmi iau o carieră, învăța de designer interior. În acel moment am decis să aleg ceva care îmi stă mai bine, nu știu. Și am ales designer interior. Și rochii de mireasă. Cred că am fost în toate magazinele pentru o rochie de mireasă, uitându-mă după o rochie de mireasă. Nu am găsit nimic, nici măcar o rochie, care mi-ar plăcea măcar un pic. Deci, respectiv, nu mi-a plăcut nimic. Design, lucru, materiale, nimic. La fel fiind o mărime micuță, nu găseam nici pe mărime, îți dai seama. Am decis, atât timp cât am posibilitatea, talentul și știu de unde să fac rost de materiale, de să-mi fac rochea de mireasă. Mi-am realizat rochea de mireasă, care, să fiu sinceră, a devenit un trend, mai ales în Marea Britanie. Toate băuțele care vin, se uită la rochea mea și spun, mamă, eu vreau la fel rochea de mireasă ca așa ta. Stabilită deja de câțiva ani în Marea Britanie, Adriana a decis să își deschide un atelier acolo, iar succesul nu a întârziat să apară. Da, e foarte călduros primit ceea ce fac. Sunt ok. Chiar am clienți și sunt foarte mulțumiți. Industria cutare cu lucrările la comandă nu mai este actuală, în Marea Britanie mai ales. Deci ei nu au așa ceva. Lucrări realizate la comandă, disco unice. Și ei vin la mine și așa uimiți. Deci cum, există așa ceva? Da, există așa ceva. Spunându-mi în același timp că aș deveni o legendă. Am fost nominalizată pentru designerul anului de rochii de mireasă pentru Anglia Centrală. Deci nu m-am așteptat când am primit un telefon și mi-au spus că sunt câștigătorul. Și mi-a spus că nu a trebuit să aplic multe chestii, să fac rochii, să particip într-un concurs, pentru că am fost foarte promovată de către clienții mei. Atunci a spus, wow, mulțumesc mult. Și am întrebat, dar care ar fi motivul că am câștigat? Au fost rochiile mele cele mai frumoase? Am spus, nu. Nu știu dacă sunt cele mai frumoase, dar conceptul tău este unul dintre cele mai unice concepte și este foarte bine primit de către consumatorii. Adriana poartă doar haine cu sute de iam, însă la capitolul afaceri vrea să rămână doar la rochii. Tânăra visează la propria ei fabrică de producție, în Moldova. E ceva ce își dorește de demult, așa că îi ținem pumnii și o așteptăm acasă. Evident, ca să-i facem prima vizită!